Ziua Culturii Naționale este sărbătorită astăzi în România la 170 de ani de la nașterea poetului nepereche Mihai Eminescu. Tulburător de frumos, cuceritor, cântăreț cu o voce de aur, fumător înrăit, mare amator de cafea și petrecăreț fără margine. Dar și un patriot pentru care trăiască nația era singurul salut. Așa l-au redescoperit cercetătorii pe Mihai Eminescu omul. Puțini sunt cei care știu că geniul creativ al Luceafărului era în strânsă legătură cu o tulburare afectivă cumplită, sindrom bipolar. S-a născut pe 15 ianuarie 1850 la Botoșani și s-a stins din viață în 1889 în condiții suspecte și interpretate diferit. A lăsat României, pe care o iubea atât de mult, cea mai valoroasă moștenire, care va dăinui peste secole, opera sa. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim de-n tocmai Neamănescu, Neamănescu domnului Eminescu. Luceafărul poeziei românești sau poetul nepereche, așa a fost numit de-a lungul vremii Mihai Eminescu, cel care a stârnit o adevărată revoluție în literatura română. Amorurile sale, ca și picanteriile vieții boeme, au fost de asemenea subiectul unor ample polemici în mediul public încă din timpul vieții poetului. Eminescu a fost aproape sanctificat. Dincolo de efervescența creată de opera și de viața lui, în spatele geniului s-a ascuns omul, adevăratul Eminescu, cel care s-a lăsat cunoscut cu adevărat doar de apropiați. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850. Este fiul căminarului Gheorghe Eminovici și al Raluca Eminovici. Își petrece copilăria la Botoșani și Ipotești, în casa părintească și prin împrejurimi, într-o totală libertate de mișcare și de contact cu oamenii și cu natura, stare evocată cu adâncă nostalgie în poezia de mai târziu. Între 1858-1866 urmează școala la Cernăuți. 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. În ianuarie moare profesorul de limba română Aron Pumnu și elevii scot o broșură, Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști, în care apare și poezia La mormântul lui Aron Pumnul, semnată de Mihai Eminoviciu. La 25 februarie debutează în revista Familia din Pesta a lui Iosif Vulcan cu poezia De-aș avea. De altfel, Iosif Vulcan este cel care îi schimbă numele în Mihai Eminescu. Între 1869-1872 este student la Viena. Urmează Facultatea de Filozofie și Drept, activează în rândul societăților studențești, se împrietenește cu Ioan Slavici, o cunoaște la Viena pe Veronica Micle, începe colaborarea la Convorbiri Literare, debutează ca publicist în ziarul Albina din Pesta. Între 1872-1874 este student ordinar la Berlin. Între 1874 și 1877 este director al Bibliotecii Centrale, profesor suplinitor, revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui, redactor la ziarul Curierul de Iași. Continuă să publice în Convorbiri Literare, devine bun prieten cu Ion Creangă, pe care îl determină să scrie și îl introduce la Junimea. În 1877 se mută la București, unde până în 1883 este redactor, apoi redactor șef la ziarul Timpul. Desfășoară o activitate publicistică excepțională, care îi ruinează însă sănătatea. În această perioadă scrie marile lui poeme, precum Scrisorile sau Luceafărul. Dincolo de amabilitate și de glasul său de aur, se pare că după vârsta de 25 de ani, poetul a început să se confrunte cu proprii demoni. Focul creației, viața de multe ori precară pe care o ducea, tulburările sufletești au făcut ca poetul să capete o tulburare psihică gravă, sindrom maniaco-depresiv. Diagnosticul este susținut de un medic psihiatru din Botoșani, doctor în medicină, care s-a aplecat din pasiune pentru poezia lui Eminescu și asupra problemelor sale de sănătate. În iunie 1883, poetul se îmbolnăvește grav, fiind internat la spitalul doctorului Șuțu. Mihai Eminescu se stinge din viață la 15 iunie 1889 în casa de sănătate a doctorului Șuțu. Este înmormântat la București, la cimitirul Belu. Mihai Eminescu lasă în urmă o moștenire uriașă României, opera sa. Acum, la 170 de ani de la nașterea poetului, există centre de studii eminesciene, dar și profesia de eminescolog. Devine poetul studiat de generații, poetul nepereche, iar poezia sa rămâne vie peste secole.